dimineața. Mulțumesc, domnule președinte. Stimați colegi, declarația mea politică de astăzi se intitulează Goana după ciolan, totul sau nimic. Venirea primăverii a readus forfătă mare în viața politică din România, dar probabil asta văd și simt și domniile voastre, având în vedere că participați activ la această degringoladă politică. Știu, miza e mare. Iar discursurile siropoase, pro-democrație și popor pe care le susțineți și nu își mai produc de mult efectele. Românii au renunțat în a vă mai băga în seamă și își văd liniștiți de viață. Probabil că asta s-a și vrut, îndepărtarea oamenilor de bun simț de la viața politică. Se calcă în picioare democrația și nimeni nu face nimic. S-a dat undă verde traseismului politic, negocierilor triste, alianțelor nefundamentate doctrinar și asta se reflectă în realitățile vieții. Guvernarea, un USL de o versiune lamentabilă și șovăielnică, și-a dat mâna în încercarea disperată de a îmbrobodi electoratul că ei sunt niște salvatori infailibili ai României. Dar nu e așa, poporul o știe și o știți și voi. De sus până jos suntem conduși de niște politicieni de carton care își dau bacul după disertații și doctorate care mai de care mai pompoase, dar care, mânați de ignoranță, suferinți de șefie și fără viziune, calcă în picioare democrația, corectitudinea politică pentru a-și asigura scaunul călduț și viitorul mandat. România arată astăzi cum arată datorită vouă, usurpatori iluștri ai scaunelor de demnitari. Am intrat în cel mai aspru post de peste ani, postul Paștelui. E o perioadă de introspecție în care, prin abstinență și rugăciune, credincioșii aspiră la curățirea sufletului. Benefic României ar fi ca și vremelnicii guvernanți să se aplece asupra curățirii sufletelor lor, să reflecte asupra acțiunilor pe care le întreprind și a promisiunilor pe care le rostesc. Ieri s-a sfințit un spațiu sacru în Parlament, un spațiu de rugăciune, reculegere și celebrare a slujbelor religioase pentru cei care își desfășoară activitatea în Palatul Parlamentului. Călcați pragul zilnic. Nu din nostalgie sau ideologie exagerată, ci din simpla dorință de a vedea o schimbare în bine în această țară, îmi doresc aleși din rândul oamenilor gospodari, care au făcut ceva din două mâini în viața lor și nu au urcat pe scara socială, abonați fiind la banul public. Optim ar fi să aibă în conștiință cunoștințe de administrație publică și nu cunoștințe în aparatul administrativ. În acest sens, vă lansez o provocare. Să modificăm sistemul electoral actual cu unul mai simplu, mai ușor de urmărit și abordat de către ori și cine dorește să intre în politică. Printre modificările impetuoase, dar neexaustive, enumăr reducerea considerabilă a numărului de susținători pentru a intra în competiția electorală și a se regăsi pe buletinele de vot, propunerea de liste deschise din partea partidelor politice, ordinea candidaților pe liste fiind desemnată de alegători prin vot și nu de președinți de partid. Vă rog să vă apropiați de final. Reprezentanți neremunerați din partea partidelor politice în secțiile de votare, opțiunea pe buletinele de vot, niciunul dintre candidați nu mă reprezintă, prin care să-și poată exercita dreptul de veto și persoanele care susțin că nu au pe cine pune ștampila. Cu sau fără modificările propuse, puterea stă în mâinile electoratului, care are șansa taxării dură a clasei politice actuale, începând cu alegerile din iunie. Vă mulțumesc, deputat neafiliat de Brașov, Bordara Luca Maria.